Să mai zic iepurași? Am văzut statistica și am observat că majoritatea aveți peste 40 vizitatorii canalului, așa că ori intrați de pe conturile părinților, ori nu știu care-i treaba. Dar eu zic în continuare, salutare iepurașilor, nu e peiorativ, e doar așa o chestie de emblemă și de amuzament. Discutăm astăzi, ca să nu mai lungim vorba, despre marketing, despre spălarea pe creier, despre toate chestiile astea legate de arcășie. Și aici ne referim la două aspecte distincte, când vine vorba de așa ceva. Mai și tragem între timp ca să nu fie doar vorbă lungă. Sunt două aspecte. Brainwashing marketingul firmelor, producătorilor de arcuri, care au, așa cum am mai spus eu în filmulețe, dar nu știu dacă s-a înțeles, vreau să aprofundez chestia asta, au un singur scop și anume de a vinde. Majoritatea scot noi modele pe piață, scot noi, nu știu, branduri, noi configurații, noi chestii tactic cool, tot felul de chestii super mișto, tot felul de chestii tactice. Când aud tactic deja vomit, deci nu știu, am așa o repugnă față de treaba asta, pentru că nu e altceva decât marketing, nu e altceva decât o tentativă de a te face să îți vinzi sau să renunți la echipamentul cu care te-ai obișnuit ani de zile și să cumperi nou model doar pentru că e la modă și e 2024 sau 2025. Cine știe când vă uitați la filmulețul ăsta. Deci mă seacă maxim când îi văd cu 700.000 de modele doar de dragul marketingului și mai au și prețuri de alea obscene de mii de lei, mii de dolari chiar, mă refer la arcuri Recurve, la Compound și acolo e o pleiadă de așa ceva. Deci stați departe de marketing și gândiți-vă la chestiile esențiale și o să vorbim și chestii esențiale astăzi. Al doilea tip de marketing este legat de creatorii, de așa zis și creatori de conținut. Ăștia, nu știu cum să le zic, youtuberi, trendsetteri, cum vor ei să-și zică. Și ăștia au la fel, un singur scop, să te facă să dai click, să te facă să petreci cât mai mult timp pe canalul lor, să te facă să comentezi algoritmul de la YouTube și așa mai departe. Asta se întâmplă cu majoritatea canalelor monetizate de YouTube și care nu, credeți-mă că am văzut poate, nu știu, sute și sute de ore de content legat de arcășie, mai ales prin afară. Pe la noi nu prea sunt, ăsta e și scopul canalului, pentru că în limba română nu prea găseai informații, cel puțin când m-am apucat eu. Deci vor doar click-ul tău, vor doar să le consumi, cuvântul de bază este a consuma conținutul. Nu dau informații, nu știu cum să zic, nu că relevante, dar nu e mare lucru, e chestia asta cu clickbait, surpriză, 3 moduri super jmechere, de mâine ești Robin Hood dacă dai click aici, chestii de genul ăsta, uite vezi și vântul începe să se enerveze când zic cuvântul clickbait. Deci firme de arcășie și creatori, așa zis și creatori de content care se bat pe click-uri și pe view-uri. Tocmai de-aia am vrut ca acest canal să rămână cât mai pur, să rămână cât mai informativ, să fie cât mai relevant și cu asta am terminat cu marketingul, că deja o iau razna și vorbim de chestii de ABC-uri și o să creez așa 101 lucruri despre arcuri. Nu știu dacă o să fie 101, dar începem o nouă serie astăzi și vă povestesc câteva chestii elementare. 1. Întotdeauna un recurve va fi mai rapid decât un longbow. De altfel, întotdeauna arcurile mai scurte vor fi mai rapide decât arcurile mai lungi. Chiar și același recurve cu aceleași materiale, 58 de inch va fi mereu mai rapid decât 62 de inch sau 64 de inch sau ce lungime vreți voi. Are de-a face cu fizica, are de-a face cu unghiurile pe care le face coarda aici, cu cât unghiurile sunt mai accentuate, mai ascuțite, cu atât energia este predată, compunerea forțelor, că vă bag în fizică, că nu mai,
nu mai știu ce să fac cu atâta marketing. Deci arcurile scurte, indiferent de cine vă zice oricine, vor fi mai rapide decât arcurile lungi. Are de-a face cu unghiul pe care îl face coarda aici, da? Ăsta. La un arc mai lung, unghiul va fi mai obtuz, la un arc mai scurt, unghiul va fi mai ascuțit. Asta contribuie la vectorii forțelor și la transmiterea energiei săgeții. Al doilea fapt. Arcurile mai lungi întotdeauna vor fi mai iertătoare sau mai precise. Bine, arcul e la fel de precis cum ești tu. N-are ce să-ți dea în plus. Dar întotdeauna cu cât sunt mai lungi, cu atât sunt mai precise. Uitați-vă la Olympic. Ăia nu trag cu 58 de inci acolo, trag cu 70 de inci sau cu cât trag ei, tocmai în ideea de a fi mai iertător și mai precis. La fel are de-a face cu legea de compunere a forțelor, are de-a face cu faptul că orice eroare cât de mică aici este mai puțin amplificată datorită unghiului și așa mai departe. Următorul fapt, cât e? Al treilea, cred. Întotdeauna un takedown va fi gălăgios. Mai gălăgios decât un One Piece. Cele mai gălăgioase tipuri de arcuri sunt modelele ILF, International Limb Fitting, și în special modelele cu cadru de metal. Deci întotdeauna un takedown va fi mai gălăgios decât un One Piece, indiferent cine ce vă spun. Asta are de-a face cu faptul că sunt în binări, cu faptul că există materiale diferite și așa mai departe. Alt fapt, al patrulea. Esențele exotice sunt egale cu zero. O mai spun o dată. Deci, nu-mi veni cu rose, trandafirul de la prințesa Diana, nu-mi veni cu mahondă mobilă din perioada interbelică, nu-mi veni cu barocul târziu. Nu mă interesează atâta timp cât cadrul își păstrează o rigiditate, iar brațele au niște proprietăți decente, orice material exotic, dai banul pe fiță. Pe fiță și atât. Nu te ajută cu nimic. Uită-te la ăsta, e Technowood. Mă rog, și aici, altă chestie de marketing. Technowood. De fapt, e placaj, cum să-i zic pe românește. Pentru că e un compozit unit cu rășină. Știi? Nu ai nevoie de esențe exotice. Singurele chestii relevante, și ăsta e, cred că, ultimul fapt pe ziua de azi, singurele chestii relevante sunt materialele la brațe și cele mai importante materiale când vine vorba de brațe sunt carbonul, fibra de carbon, care întotdeauna va avea proprietăți mai bune decât fibra de sticlă, și bambusul, care va avea întotdeauna niște proprietăți, o elasticitate, o stocare și o livrare a energiei și așa mai departe, mai bună decât orice esență de lemn, de arțar, de stejar, de ce vreți voi. Deci, carbon cu bambus. Cam asta este rețeta. Restul lemnelor exotice nu contează. Ce aș vrea să mai zic? Legat de brațele astea ILF. La fel, nu vă mai lăsați prostiți de marketing. Contează să fie carbon cu bambus. Contează să fie cât mai slim aici pentru a avea cât mai puține vibrații, adică nu ai nevoie de lopeți, ai nevoie de niște brațe cât mai subțirele, cât mai zvelte. Asta contribuie la o livrare mai bună a energiei săgeții și la un comportament mai bun la vibrații. În trecut erau brațe late pe partea asta pentru că aveau nevoie să asigure acea rigiditate torsională, să nu torsionezi arcul. Acum, cu materialele moderne, nu-ți mai trebuie chestia asta. Ai carbon, ai bambus, ai tot ce trebuie. Deci, cam ăsta e primul episod despre 101 fapte despre arcășie. Stați imuni la marketing, nu mai faceți mindless scrolling, nu vreau nimic în schimb, nu vreau să vă abonați arcășia. Altă chestie, arcășia nu este pentru oricine. Nu vreau să te abonezi doar de dragul de a te abona. Nu vreau să dai like doar de dragul de a da like. Nu mă interesează ce faci. Am fost la început privat de niște informații, pentru că nu le-am găsit pe internet. De-aia am făcut canalul ăsta, ca să nu fie și alții în aceeași situație. E total gratis. Nu dau 2 bani pe Patreon, nu dau 2 bani pe absolut nimic. Nu fac asta pentru bani. Atât pentru azi. Hai sănătate!